A ieșit și soarele peste municipiul Baia Mare. Mulțumim mult de tot oficialităților prezente. Îi invităm să rămână alături de noi pentru că dăm drumul acestui concert extraordinar de 1 decembrie în Baia Mare. Un concert pe care l-am așteptat cu siguranță cu toții. Un concert care astăzi la zi de sărbătoare ne va încălzi sufletele și ne va apropia atât cât se poate, dar cu siguranță mai mult decât a fost până acum voie. Așa este, deja orchestra Ansamblului Folcloric Național Transilvania se pregătește acolo în spate pentru momentele înălțătoare care ne vor încânta sufletele și, desigur, foarte multe surprize vom avea astăzi alături de dumneavoastră, să vi le împărtășim. Vom spune la mulți ani într-una în această zi specială și ne vom exprima bucuria că suntem din nou alături de dumneavoastră și că Dumnezeu, iată, ține cu băimărenii, cu românii într-o zi atât de frumoasă. Avem vreme bună și sufletele deschise. Asta este cel mai important. Iar ceea ce urmează să se întâmple în această zi, pe această scenă, cu siguranță va fi pe placul fiecăruia dintre dumneavoastră. Dați-mi voie să reamintesc și să facem câteva precizări la începutul acestui concert. În primul rând să vă reamintesc faptul că organizatorii evenimentului sunt municipiul Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș și Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Și în ceea ce privește momentele artistice, așa cum a fost la Marea Unire în 1918, așa va fi și astăzi, deoarece avem din toate zonele României folclorice, din Oltenia, Moldova, Transilvania și bineînțeles aici ne unăm cu toții. Invitați speciali, artiști de seamă care poposesc la zi de sărbătoare aici în fața dumneavoastră, în municipiul nostru, să petrecem așa cum se cuvine și chiar dacă aveți masca, cu siguranță veți cânta și veți flutura steagurile tricolore pe tot parcursul acestui eveniment minunat. Noi vă felicităm pe toți cei care sunteți prezenți aici în lumina asta strălucitoare de decembrie care Dumnezeu ne oferă și salutăm și pe cei de acasă, deoarece ne vedem și în online pe pagina Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Exact. Și totodată puteți să le spuneți și celor care probabil din anumite motive, vremea sau bătrânețea. Dar le spunem noi direct, că ne văd. Îi salutăm și îmbrățișăm cu drag. Și vă încântăm alături de artiștii noștri sufletele dumneavoastră. De asemenea, trebuie să vă mai spunem faptul că acest concert este filmat acum și se va difuza duminică, 5 decembrie, începând cu ora 13:30, în emisiunea Vine Clujul, pe la noi, realizată de binecunoscutul și îndrăgitul Sergiu Vitalian Vaida, pe canalele de televiziune TVR Cluj și TVR3. Așadar, tot ceea ce se întâmplă aici veți putea urmări duminică, începând cu ora 13:30, așa cum v-am spus, pe TVR3 și pe TVR Cluj. Suntem în direct, o spunem încă o dată, pe pagina de Facebook a Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Salutăm toți băimărenii, salutăm toți românii din întreaga țară și din străinătate care ne urmăresc acum și le transmitem toate gândurile noastre de bine și căldura noastră. Și așa, ca să facă o incursiune, nu neapărat pentru noi doi în calitate de prezentator, dar mai cu seamă artiștilor, sus drapelele! La mulți să se vadă România! Culorile României! La mulți ani, România! Și chiar dacă probabil aplauzele nu o să fie pentru că sunteți cu steaguri, sunteți cu mănuși, dar cu siguranță sufletele și gândurile dumneavoastră bune le vor simți toți cei care vor urca pe scenă. Să salutăm Orchestra Ansamblului Folcloric Național Transilvania, care va sta ore în șir aici. Maestrule. Merită să-i aplaudați. Și mai cu seamă pe domnul dirijor Eduard Alvin. O să ne ținem de cuvânt. Care nu spune ce ne-a spus. Domnul dirijor mereu este un domn foarte modest care niciodată nu a întrecut acele lucruri scurt și la subiect. Dar merită, la mulți ani puteți să le spuneți tuturor băimărenilor. La mulți ani la toată lumea și la Baia Mare și toată România. La mulți ani, România. Un român adevărat. Începem concertul de astăzi, oameni buni, cu moștenitorii Maramureșului. Și avem foarte mult și ne bucurăm că avem atâta tradiție și atâta voce și atâta artist. Și până urcă ei pe scenă, îi și amintim. Andreea Ghițiu. Silvia Timiș. Gabriela Ardu-Sătan. Florin German. Denis Cupșe. Monica Șandor. Bianca Latiș. Mariana Cușner. Diana Topan. Ghiță Breban. Natalia Cosma. Ionuț Teudan. Bianca Latiș. Sonia Rațiu. Livia Neagnisia. Georgiana Marina. Andreea Cosnia.
Cătălin Stan, Ionuț Uivaroș și Cornel Cupșa ne vor prezenta un moment de cântece patriotice. Ei sunt tinerii care colaborează cu Ansamblul Folcloric Național Transilvania, care ne reprezintă pe scenele țării la concursurile și festivalurile importante și care vin acasă cu cele mai frumoase premii. Moștenitorii Maramureșului! Dragilor, sunteți minunați! Vocile la sufletele noastre! Sar
avem de străbun și nici din noi nu se pierde mândria de a fi român. Și nici din noi nu se pierde mândria de a fi român. Pentru mine România îi țara lui Dumnezeu, îi un loc și înseamnă acasă, casa sufletului meu. Îi un loc și înseamnă acasă, casa sufletului meu. Pentru mine România îi țara lui Dumnezeu, îi un loc și înseamnă acasă, așteaptă mângâiere, să crească cu părinților și nu cu a lor avere. România mea frumoasă, cheamă-i pe ai tăi acasă și adu-i de prin străini înapoi la rădăcini. La mulți ani, România mea frumoasă!
picioare mele. Mulțumim mult de tot moștenitorii Maramureșului. Aplaudați-i! Dragii noștri minunați, mulțumim tare frumos pentru cântecele acestea speciale cu care ne încântați și iată sub culorile tricolorului. Dar stați că mi-a venit o idee, iar rămâneți așa pe scenă. Haideți un pic mai aproape de noi. Facem un moment pe care cu siguranță o să-l repetăm și după ce o să se întunece un pic. Dar zi tu că e ideea ta. Da, sunteți atât de minunați și dumneavoastră sunt atât de perfect și artiștii noștri. Și dacă ne permiteți să facem și noi un selfie cu dumneavoastră. Vreau să vedem sus. Așa, sus steagurile, da? Hai. Toată, așa, să se vadă culorile. Haideți voi aici un pic mai în spate, chiar cu spatele la microfoane. Atâta cât să nu le deranjați. Stăm și noi aici. Și ok, hai să facem o repetiție. Sus steagurile și culorile României, da? La mulți ani! E ok, mulțumim! Mulțumim, mulțumim! Vă mulțumim! Maestre, facem și cu ansamblu. Deci, nu se poate altfel. Sufletul cu orchestra... Da, și cu orchestra. Avem timp. După, spre seară vom aprinde și luminile sufletelor oamenilor și atunci va fi la fel de frumos și de special. Dar hai să trecem la următoarea specială sau următoarea invitată care... Invitata cum noastră am spus, specială, va uni România. Astăzi avem din toate zonele României și... O reprezentantă a Transilvaniei, o ardeleancă. Care vine tocmai de acolo, din Apuseni, de unde Te-am este frumos pe tine și să special. Zi tu, te rog, o moață, mă pierd când văd atâta frumusețe feminină și mă pierd în cuvinte. Și mi-este foarte greu să le pun în evidență, pentru că sentimentele sunt speciale. E o moață deosebită, o doamnă autentică, atâta de iubitoare și... De perfectă, de folclor, de ceea frumos, ce o reprezintă. Și o să vedeți atât artistic cât și vocal. O să fie fenomenal. Așa-s bărbații, se pierd când văd câte o doamnă frumoasă. Într-adevăr, o moață frumoasă care vine de la poalele Apusenilor, din Huedin. Și o cunoașteți, o iubiți. O iubim cu toții pentru frumusețea chipului și a sufletului. Un glas aparte, iar de costumele cu care se prezintă în fața publicului, ce să mai zicem, sunt minunate. Așadar, o primă invitată specială, o româncă, adevărat, o ardeleancă la sărbătoarea noastră a băimărenilor, a românilor, Adriana Irimeș. Din inima munților vă duc ora morților. Ora morților săretată de la iancul nostru lăsată. Ardealele pământ sfânt am făcut o legământ. Gliați-o vom apăra cât e verde cetima. La mulți ani, România, la mulți ani, Baia Mare. Sunetul nicun ardeal mă ardeala, ardeala. Și s-aude peste deal, mai ardeal, ardeal.
Sună tunic un ardeal, tunic un ardeal, o ciuma din deal în deal, tunic un ardeal. Și să nu te păstrăvăi până păstrăvăi, să joace și moțul mei, moroșenii vei. Asta-i ora moților, din inima munților, ora moților săltată, ghilaia-n cunos lăsată. Ardealule, fă-mi sfânt, am făcut un legământ, ia-ți vom apăra cât-i verde cetina. Ardeleni, moții ardeleni, din mărișele la câmpeni, până la câmpeni. De la Cluj până la Alba, până la Alba, la Sibiu și Bistrița, asta-i țara mea. Asta-i ora moților, din inima munților, ora moților săltată, ghilaia-n cunos lăsată. Ardealule, fă-mă sfânt, am făcut un legământ, ia-ți vom apăra cât-i verge cetina. Ardealule, fă-mi